Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoși, mai relaxați și mai puțin stresați. Calitatea relațiilor noastre sociale contribuie la stare de bine. Bună tuturor și bine v-am găsit la rubrica Fișa de Sănătate. Aproximativ 70% din toate bolile sunt provocate de un mod nesănătos de viață, iar majoritatea oamenilor nu respectă stilul de viață sănătos, fie că nu dispun de timp din cauza serviciului, fie din cauza studiilor. De aceea am decis să vorbesc despre câteva metode cele mai simple pentru a respecta modul sănătos de viață. Mai întâi de toate, contează ce mâncăm. Alimentația este un indicator al unui stil de viață sănătos. Fructele, legumele, cerealele integrale, acestea nu ar trebui să lipsească din meniul nostru zilnic, deoarece acestea sunt sursa noastră de energie. Un alt indicator sunt orele de somn, care trebuie respectate. În funcție de organismul fiecăruia, la sigur cunoașteți majoritatea că 6-8 ore de somn sunt suficiente pe noapte pentru ca dimineața să ne trezim odihniți. Dar trebuie și să cunoașteți că mișcarea nu trebuie să lipsească. Exercițiile fizice regulate sunt vitale pentru sănătatea noastră, deoarece acestea ajută la controlul greutății noastre. Alergați în parc, mergeți la sala de fitness, sau dacă nu dispuneți de suficient timp pentru a face aceste antrenamente, faceți-le pe cele mai simple. Urcați scările, evitați lifturile, este cu mult mai sănătos. Mergeți cât mai mult pe jos. Sunt o sumedenie de metode care vă ajută să îmbunătățiți modul sănătos de viață făcând mișcare zilnic. Pentru o stil de viață sănătos, consumați alcoolul moderat. Da, poate că ați auzit fraza că nu consum sau nu vreau să consum alcool deoarece duc un mod sănătos de viață. Însă nutriționiștii menționează că bărbații nu trebuie să consume mai mult de 3-4 unități de alcool pe zi, iar femeia 2-3 unități. Dar ce ne spune acest spot? Consumul excesiv de alcool dăunează grav societății. Consumul excesiv al alcoolului. Deoarece consumatul în exces alcoolului încetinește funcționalitatea sistemului nervos central, blochează o parte din mesajele care ar trebui să ajungă la creier, alterând astfel percepțiile, emoțiile, mișcarea, vederea și auzul persoanei. Sper că am reușit să vă ofer cât mai explicit cele mai simple metode care pot fi respectate zilnic pentru modul sănătos de viață. Vă aștept la următoarea rubrică unde vă voi pregăti curiozități foarte interesate despre un stil de viață sănătos.